Dar nu ne-am dat bătuți și am găsit niște medici care n-au numai talentul profesiilor de bază, ci și sunt talentați în domenii artistice. Vă mai aduceți aminte că am avut și polițiști, au talent aici la noi la emisiune. Ei bine, deschizătorul acestei rubrici este stomatolog, vine din Tulcea și are o poveste de viață fabuloasă. Octavian Dumitriu. Salut, doctore! Salut! Să luăm un loc! Ce faci, doctore? Bine, ce să fac? Pe la voi! Bravo, mulțumim mult de tot! Haideți să iei un loc, doctore! Îmi place, ăsta e, cum se zice, noul costum al cabinetului de stomatologie din Tulcea. O, ar fi tare! Ar fi tare, nu? Ar fi tare, salut! Da. Ce faci? Cum ești? Foarte bine! Foarte bine! Noi avem acum, am găsit, am zis să facem doctori au talent. Bine, am făcut polițiști au talent, acum am trecut pe altă nișă, doctorii au talent. Dar de ce direct la doctori? Păi am zis că na, că-s mulți oameni talentați, adică îi cunoaștem și noi și-s mulți talentați. Dar tu ai vrut să te faci polițist înainte? Nu, e de ajuns că a fost tata polițist, jandarm în fine. Da. Da, nu vreau, fără poliție, n-am vrut poliție niciodată. Perfect. Dar știi ce? Vreau să... Tu ai o poveste care o să ne și cânți astăzi, da? O să vadă lumea. Pentru că talentul tău, pe lângă ce ești tu foarte bun în cabinetul de stomatologie, este că ești și foarte bun la cântat, corect? Păi cu asta am început. Cu muzica. Cu muzica? Aici ești când ești acolo, la tine, la Tulcea? Da. Mamă, ce tare. Asta e clinica ta? Da. Ești tare înseamnă. Câte scaune ai? Trei. Trei scaune? Merge bine treaba, ha? Băi, cu pandemia e un pic mai subțirel, dar e ok, adică ne mulțumim și așa, nu e nicio problemă. Ce vreau să le spun celor de acasă, că uitați, are un cabinet în Tulcea care arată senzațional și are trei scaune, adică trei alte cabinete. Aici și o soție frumoasă. O soție foarte frumoasă, dar omul are la subsolul cabinetului studio de muzică. Da, ăsta a fost visul meu, deci visul meu, dar nu doar subsol, am o scenă, e pur și simplu ca o sală de spectacol mică. Am avut eu nebunia mea, știi, să-mi fac propria scenă cu microfoane, cu studio de înregistrări, dar totul foarte profesional, adică nu m-am jucat, știi? Mamă, super, ia uite aici. Da, bravo. Și asta e deasupra, uite, cabinetul meu este fix deasupra studioului. Iar aici este familia. Da, ăsta este finuțul nostru. Ăsta nu-i câinele nostru. Aici e soția. Da, soția. Ai cunoscut-o, da. Cum? Băi, pe soția mea, știi cum am cunoscut-o? Am furat-o din lista de Yahoo Messenger, că înainte nu era WhatsApp, nu erau astea. Din lista de Yahoo Messenger al fratei meu, că de fapt fratele meu trebuia să întâlnească cu ea, știi? Băi, ești nebun. Și am vrăjit-o, ce să mai... Ce? Și s-a întâlnit cu mine. Și? Și ne-am căsătorit. Păi și frate, tu ce a zis? Băi, fratele meu, cred că de-abia acum află. De ce, nu știa până acum? Păi nu cred, habar n-am, nu știu. Aoleo. Cum îl cheamă? Iulian. Iulian, tocmai afli că... cum e bine? Cumnata ta, nu? Cumnata, că așa e. Fosta viitoare. Fosta... Viitoare soție cum cumnată. Eu știu dacă s-or fi legat lucrurile atunci, habar n-am. Deci ea era în lista de Yahoo a lui. Și tu ai văzut poza asta? Da, mă, că mă despărțisem doar și de o fată cu care am fost eu. Și eram singur și am rămas singur. Și avea fratele meu logat Yahoo pe calculator și zic, ia mă să văd ce gagice are ăsta pe aici. Și zic, ia uite-o fata asta. Înțelegi? Și i-am săltat-o. Pați după dulap. Bravo, bravo, doctore, dar să vedeți de ce Octavian Dumitriu, oameni buni, pe lângă faptul că este și talentat, are și o poveste incredibilă, pentru că tu când erai mic, ai fost crescut la bunici, nu? Da, m-a crescut bunica mea până la 7 ani. Cu părinții mei, practic, din viața mea am petrecut doar 12 ani și ăștia, nici ăștia toți. Dar când erai mic, ai făcut pneumonie, am citit. Da, păi la mine a fost o... Am avut noroc că am trăit, știi, că m-au ținut... La trei luni am făcut pneumonie și nu mai aveau ce să-mi facă doctorii. Respiram foarte greu și m-au dat acasă să aștepte mie să mor, știi? Așa, asta a fost realitatea și... M-a dus la bunica mea a început să-mi facă băi fierbinți, șosete cu oțet, de astea, știi? Da. Și într-o săptămână eram ca nou, ce n-au reușit medicii la vremea aia cu 37 de ani, 36 să facă cu toată medicina. Bunica mea a reușit cu două băi fierbinți, șosete cu oțet, niște frunze carmol, de varză, ce era, știi, la vremea aia. Da. Și uite că trăiesc în ziua de astăzi. Da, șocul mai mare pentru tine a fost, am înțeles, când ai făcut 32 de ani, că ai aflat... Da, uite, deci, băi, cum e viața asta, deci pe bune. Și am aflat și într-o parcare. Deci, da, trebuie să le spunem celor de acasă. Deci tu aveai 32 de ani, știai că ai o familie, mama, tata, bunica, cum a fost, nu? Normal, da. Și?
Băi, la 32 de ani am aflat că de fapt nu e așa. Că era în parcare unde sau cum? Păi știi cum am aflat eu? Eu în perioada aia eram într-o relație destul de nasoală cu taică meu. Mai contează de ce. Nu ne prea vorbeam și a vrut el să comunice cu mine printr-un fel de scrisoare de asta și eu am luat și am aruncat-o la gunoi nici până ziua de azi, nu știu ce scria. Dar sora mea a citit-o înainte, știi? Și eu trebuia să merg cu sora mea, era dimineață, trebuia să merg la cabinet să-i pun două plombe. Și sora mea stătea așa ca pe aici, zic, bă, dar ce ai zic, că ești așa cam neliniștită, știi? Și zice, bă, hai să zic ceva, dar zice, sper să nu te șocheze, sper să nu... Și da, mă, zic, că nu mă șochează nimic. Băi, tu știi că tati nu-i de fapt și tati al tău, e doar al meu și al lui Iulian? Zic, îți dai seama că am rămas așa, zic, bă, ce vorbește asta aici, că... Îți dai seama că a fost un șoc pentru normal. Mine, n-a fost o... Și zic, păi cum așa? Păi da, da, aia care a aruncat o scrisoare, aia, știi că eu i-am citit-o înainte, că a pus-o taică-mi nu știu unde și a luat-o, știi, și a citit-o. Și după aia am scormânt-o mai mult, am sunat-o pe maică-mea, am întrebat-o pe maică-mea, maică-mea cu noduri în gât, da, știi, că da, de fapt, și am scormânt, până la urmă am descoperit că mai am încă doi frați care locuiesc aici la București, am aflat că taică-mi la 10 km de mine. Tatăl natural. Tatăl natural, da. Știu și cum arată, știu cine este, știu cum îl cheamă. Deci tu ai aflat că tatăl tău, care știe că e tatăl tău, la 32 de ani aflat că e tatăl vitreg. Dar el ți-a scris scrisoarea, vrea să spună. Da. Păi, dar știi ce am apreciat din toată povestea asta? Că așa de dur cum a fost el toată viața lui, că el a fost un om dur, a lucrat în jandarmerie, în poliție, în mai multe locuri de genul ăsta. Era un om foarte dur, știi? Dar uite că nu m-am supărat pe chestia asta, că până la urmă era un secret pe care poate și eu l-aș fi păstrat la rândul meu. Dar băi, am apreciat că, știind că nu sunt al lui, totuși m-a crescut exact ca pe copilul lui. Toată lumea mă întreabă, mă, dar n-ai simțit diferențe, că făcea diferențe între tine și soră ta? Băi, n-am simțit nicio diferență toată viața. Adică a ținut atât de mult în el secretul ăsta și m-a făcut să mă simt al lui, știi? Și chestia asta am apreciat-o foarte mult. Băi, mare lucru, că vezi în jurul tău foarte mulți... Noi avem prieteni care s-au căsătorit și ea are doi copii din fosta căsătorie. Măi, să știi că nu e ok, adică el ca și nou tată, să zicem așa, nu prea agrează pe copii. Da, dar uite, pe l-a apăsat chestia asta și a vrut să spună exact cum stau lucrurile. Da, era frumos să mi-o zică în față. Păi, ca doi bărbați, ce suntem, nu? Păi și tu ai aruncat scrisoarea. Ați mai vorbit după aia? Nu, că a murit. A murit. Acum... Deci asta zic, n-ați apucat să vorbiți după aia? Nu, n-am apucat să vorbim după aia. Nu ne-am vorbit foarte mult timp. A fost o situație puțin mai delicată și am... Și acum îți pare rău? Păi câteodată îmi pare rău că poate am fost încăpățânat și n-am vrut să mai vorbesc cu el. Dar nici nu aveam ce să vorbesc, pentru că a fost un om foarte încăpățânat. El era genul care crede că doar el are dreptate, doar ce zice el e sfânt și atât. Și... Dar cu tatăl natural ții legătura? Nu țin legătura. Sau că el știe că tu știi că el e? Asta nu știu, dar știu eu că el știe că eu sunt, știi? Nu, a fost o discuție cu unul din frații mei, m-am întâlnit aici la București, din centru vechi, am stat la o masă. Și m-a rugat, mă, uite, aș vrea să, acum la anii ăștia, să intervii, să-l cauți pe tata. Și am zis, bă, stai niște că nu o să-l caut, că n-am niciun interes să-l caut. Plus că, uite, eu nu vreau să am de-a face cu un om care nu m-a vrut de la bun început. Bă, ce poveste! Dar, fii atent, dar era normal să nu mă vrea, pentru că omul ăla avea deja doi copii, era căsătorit, înțelegi, mama a rămas însărcinată cu el când el deja avea familia lui. Uite, și eu am două fetițe, e ca și cum eu acum aș lăsa pe cineva însărcinată și să fac ce, să vreau copilul ăla care... E o situație foarte delicată, dar destul de prezentă în zilele noastre. Băi, nene, deci, povesti, doctorii au povești de viață și au și talent. Imediat o să ne cânti, cânti muzică. Ne cânti ceva... Da, este prima mea piesă. Extras din subsolul cabinetului de stomatologie. Am putea spune din și așa. Din studioul de acolo, da? Da. Ne cânti imediat după? Vă cânt cum să nu. Soția se uită? Da, se uită. Bună. Păi doar bună. Bună iubita mea. Bună iubita mea. Și pentru copii, că ai zis că ai două fetițe? Da, am două fetițe. Cred că se uită amândouă. Vă pupă, tati. Cum le cheamă? Aida și Alice. Fetelor, vă salutăm, rămâneți cu noi și anunțați-vă și prietenii din Tulcea că imediat doctorul Octavian Dumitriu ne cântă, stomatologul din Tulcea.